Dragii mei colegi din Școala Prieteniei cu Dumnezeu, vreau să vă spun că aceasta este o școală care nu se va sfârși niciodată. Nici pe Pământul acesta, nici pe Noul Pământ. Prietenia cu Dumnezeu este un univers în creație. Deci, fiecare zi care trece ne arată noi și frumoase nuanțe și fațete ale Prieteniei cu Dumnezeu. Astăzi, în cadrul uh, umilei noastre școli, învățăm uh, câteva lucruri cu privire la uh, relația noastră de prietenie cu Dumnezeu. Și în, la capitolul acesta, sub genericul Templul Ființei Tale, aș dori să uh, acordăm atenție unei întrebări. Care este criteriul după care evaluezi tu? Prietenia celui care ți se declară prieten sau căruia tu ești prieten sau prietenă așa și consider că și el sau ea îți este prietenă. Care e criteriul după care evaluezi tu prietenia prietenului vis-a-vis -vis de tine? Tu știi ce simți față de prietenul sau prietena ta, dar uh, care e criteriul după care poți să măsori prietenia lui? Este unul singur, și anume. Cine ești tu în ochii acestei ființe? La fel în relația noastră de prietenie cu Dumnezeu care se declară prietenul nostru. Acest lucru este criteriul sau trestia de măsurat, sau unitatea de măsură. Cine ești tu în ochii aceluia care se declară prietenul tău? Vine un moment brut, nebrut în care vezi clar și înțelegi cine ești tu în ochii lui sau ei. Astăzi, pe Harul lui Dumnezeu, vom pune în contrast aceste lucruri și vom înțelege prietenia cu Dumnezeu sau prietenia lui Dumnezeu față de noi. Vom înțelege acest lucru măsurat prin ceea ce suntem noi în ochii lui cine suntem noi în ochii oamenilor? Cine ești tu în ochii oamenilor? Păi, pentru unii oameni, cum este războiul din Ucraina acum și mercenarii care vin și pentru o anumită sumă zilnic omoară, ne distrug mercenari. Pentru în ochii acestor oameni, ei sunt carne de tun. În ochii altor oameni, spre exemplu lucrători ilegali, spune un patron, trimitem 25 de bucăți. Lucra în agricultură, 25 de bucăți. Oamenii sunt bucăți? Trimitem 25 de bucăți. Bine. Pentru alții sunt marfă. Fac trafic cu oameni, cu copii, cu femei, cu bărbați, cu trafic. Pentru alții sunt... Omul este un simplu animal. Pentru domnii acești profesori de așa numită evoluție, nu numai că n-a evoluat nimic, deci omul a fost coborât la nivel de animal, dar culmea că numai celălalt este la nivelul ăsta, dumnealui care este învățătorul, chipurile privește dintr-un dintr loc superior, să zicem. Pentru altul este un obiect de plăceri, pentru în înjosire sau în idolatrie, omul este privit într-un fel sau altul. Aceasta e omul în ochii omului uneori. De asemenea, există pagina frumoasă și binecuvântată în care omul este fratele tău. Și ai spunea tatăl, a venit fratele tău, nu golanul, așa mai fratele tău. Acest lucru l-a mătruisit Domnul nostru Isus Hristos când a spus, voi toți sunteți frați nu ierarhie, ci astea sunt de la, de la altcineva. Dar lăsăm acestea deoparte, cum suntem noi priviți în ochii altor oameni sau să ne ierte, să ne ferească Dumnezeu cum privim noi pe alți oameni și am vrea să vedem prin contrast cum suntem noi în ochii lui Dumnezeu, cum suntem noi priviți de către Dumnezeu. Iubiții mei, uh, uh, unul Corinteni, Capitolul 6, versetul 19. În timp ce pentru cineva ești carne de tun sau obiect de plăceri sau marfă sau animal sau așa, pentru cineva, pentru Dumnezeu acum, nu știți că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt. În ochii lui Dumnezeu, tu ești Templul Duhului Sfânt. Nu. Um. Facă o mică pauză emoțională, aș, aș vrea și mă rog lui Dumnezeu să te ajute pe tine să înțelegi cuvintele acestea ale lui Dumnezeu despre tine. Cum ești tu privit în ochii celui de lângă tine, și cum ești tu privit în ochii, cum ești tu văzut în ochii Lui Dumnezeu, ce vede El în tine, ce vede aproapele tău în tine, ce vede Dumnezeu în tine. Aceasta este um, unitatea de măsură a prieteniei lui Dumnezeu. Dacă te oprești o clipă și gândești, nu putea să fie un, o demnitate mai înaltă pentru tine, ca ființă umană, decât să fii considerat de Dumnezeu a fi Templul Duhului Sfânt. Este e cutremurător. Ace diferențele acestea în a vedea pe un om într-un fel sau altul, nu se manifestă doar între, să zicem, oamenii credincioși lui Dumnezeu și oamenii necredincioși, ci chiar între oamenii care mărturisesc că ai fi credincioși lui Dumnezeu, între ei există acest fel de relații. Ucenicul Anania din Damasc, în momentul când a auzit numele lui Saul din Tars, a spus, Doamne, este un nenorocit, e un Saul din Tars, care sufla amenințare și Domnul spune, nu, 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 nu este un nenorocit, este un vas ales Asta era în ochii lui Dumnezeu. De la ce vedea fratele acesta foarte credincios și sincer din biserică, în omul acesta, până la ce vedea Dumnezeu în omul acesta, drum lung. Aceasta, acesta este rodul prieteniei cu Dumnezeu măsurătoare. Cine ești tu în ochii lui Dumnezeu? niciodată omul nu va atinge potențialul lui adevărat între oameni sau pe pământ, ci numai în ochii lui Dumnezeu. Acolo e singurul loc în care omului îi este atribuită valoarea pe care Dumnezeu a așezat-o pe el. Acum, sigur că poate avem simțăminte negative în dreptul celor care consideră pe cineva marfă sau obiect sau carne de tun, sau obiect de plăcer sau animal sau avem un pic de de resentiment, dar nu ar fi cazul. Să știți că agresorul în cazul acesta este tot atât de vinovat ca și victima. Să vedeți de ce. Pentru că victima, adică cel care suferă în josirea sau bat jocura și nume de animale și obiect de plăceri și scârbenii și cel care suferă aceste lucruri, e la fel de vinovat ca acela care vinde așa ceva, fiindcă el a cumpărat. Victima aceasta a cumpărat. Cineva zice, oh, sunteți regina Angliei, râzi imediat, dar cineva îți spune un nume urât de animal, de câine, vacă sau găină sau ceva și atunci imediat e super ceea ce arată că ai, ai crezut acest al doilea. La primul ai râs pentru că ne-a luat în considerare, dar la al doilea te-ai supărat, m-a făcut nu știu cum, în nu știu ce fel, înseamnă că ai, ai primit lucrul acesta. Iubiții mei, este drept să primim de la oameni așa ceva? E drept să cumpărăm o astfel de marfă? Ian Hus nu a cumpărat. În ultimele clipe de viață, preotului, a spus, predăm diavolului sufletul tău. Și el a spus, iar eu, Doamne Iisuse, îmi predau sufletul în mâinile tale. Aceasta era, era posibil. El putea să adopte ce a zis preotul. Aoleu, am căzut în mâinile diavolului, că așa a zis părintele nu, el nu a luat ce a zis părintele, ci a luat ce a zis Dumnezeu care a spus tu ai preț în ochii mei. Ești prețuit și te iubesc și Dumnezeu te-a numit pe tine, care asculți acum acest cuvânt, te numește pe tine, fie că vei primi sau nu vei primi cuvântul acesta, te numește pe tine templul Duhului Sfânt. Iubiții mei, nu se poate nimic peste aceasta. Iar dacă cineva respinge demnitatea aceasta dumnezeiască dată ființei umane, atunci va adopta alt, alte uh, clasificări pe care le găsim eu în taxonomie, în societatea noastră. Va, va adopta acestea. Cel care va refuza aceasta, dar tu nu faci parte dintre ei. Tu vei primi cu toată inima, din tot sufletul, această inimaginabilă demnitate. Personal, trebuie să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, nu am putere să te cred, dar am putere să te primesc asta e tot ce pot să fac. Nu, nu, văd în mine ce vezi tu, dar dacă tu vezi aceasta, aș fi nedrept, aș fi înjosit, josnic, aș fi să resping ceea ce vezi tu în mine. N-am să am încredere în ce văd eu în mine, cu atât mai puțin în ce vede altul în mine, dar am să am încredere, Doamne, în ce vezi tu în mine. Voi căuta să mă văd cu ochii tăi. În 2 Corinteni 6,16, căci noi, suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor, ei vor fi poporul meu. Noi suntem templul Dumnezeului celui viu. Indiferent ce vede cineva în noi sau nu vede, sau... acestea sunt laterale, sunt secundare, sunt, sunt de un alt ordin. Dar ce vede Dumnezeu ar trebui să nu fie pus niciodată sub semnul întrebării printr-un fel de falsă modestie sau printr-un fel de uh, răzvrătire prin care un om uh, vrea să-și mențină statutul lui, așa cum a spus mântuitorul unei clase de oameni în vremea lui, voi aveți de tată pe diavolul. Aceasta este, este, nu este o fatalitate, nu este o predestinație, ci este o alegere pur și simplu. Și atunci, ceea ce Dumnezeu afirmă cu privire la noi are supremația din orice punct de vedere. Și chiar ne mustră în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Nu știți lucrul acesta? Nu toată lumea a știut lucrul acesta. Poate nici jocoritorul n-a știut că își bate joc de templul lui Dumnezeu, nu de vreo ființă umană, ci de templul lui Dumnezeu și că va răspunde în fața lui Dumnezeu pentru jocurile a templului lui Dumnezeu, dar poate că uh, nici și templul însuși nu știe lucrul acesta, adică omul însuși n-a știut. De aceea întreabă, nu știți treaba aceasta? Nu am știut sau am știut? Bun. Uh, lucrul acesta aduce în viața și ființa noastră două uh, imense concluzii. Unul este responsabilitatea față de demnitatea aceasta și doi este trăirea noastră la nivelul acestei demnități. Ambele, adică a primi, este cea de întâi responsabilitate este a primi această demnitate și cea de-a doua este a trăi uh, în raport cu această demnitate. De aceea, Sfânta Scriptură ne îndeamnă în 1 Corinteni, capitolul 10, 31, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți toate lucrurile cu gândul acesta în minte. Eu sunt templul lui Dumnezeu. Ați observat că acesta a fost criteriul după care a răspuns Iosif în Egipt, Doamnei Potifar. I-a spus, nu, nu se poate întâmpla așa ceva, pentru că eu sunt templul lui Dumnezeu și am găsit o frumoasă descriere a vieții lui Iosif în Egipt. El era chivotul lui Dumnezeu în Egipt, chivotul viu care purta legea lui Dumnezeu în inimă, în suflet, legea iubirii de Dumnezeu, legea iubirii de aproapele. Acest lucru este treapta cea mai înaltă pentru care a fost creată ființa umană, a fi templul lui Dumnezeu. Este o noțiune abstractă și vă marturisesc că nu am întâlnit încă și nici nu cred că se poate să cuprindă cineva ce spune Dumnezeu, dar se poate primi sau respinge lucrul acesta, așa exact cum i-a spus lui Petru. Deci ce, ce fac eu, tu nu înțelegi acum, dar vei înțelege după aceea, dar primește acum ce îți spun eu. În momentul în care noi am primit demnitatea de templu al lui Dumnezeu ca expresie a prieteniei lui Dumnezeu față de noi, în momentul în care am această demnitate, ea impune sau implică un anume fel de viață, cel despre care l-am citat. Tot ce se întâmplă în templul lui Dumnezeu este pentru slava lui Dumnezeu și acest lucru trebuie să se întâmple în viața și ființa noastră. Avem două întrebări cu care uh, vă invităm călduros, cordial, să răspundem Printr-un răspuns personal, sincer, chiar printr-un nu știu, nu înțeleg, Cea din tâi întrebare. Ce reprezintă pentru tine faptul că Dumnezeu te consideră a fi Templul Duhului Sfânt? Ce simți în Sufletul tău? 2. Ce implică acest statut Dumnezeesc al Ființei tale în ochii lui Dumnezeu? În ce fel impactează lucrul acesta viața și Ființa ta? să înălțăm împreună rugăciunea. Tată Ceresc, fi binecuvântat pentru prietenii noștri, pentru prietenii tăi și pentru prietenia ta față de noi. Îți mulțumim că în ochii tăi suntem templul Duhului Sfânt, suntem templul lui Dumnezeu. Aș ne Doamne, să primim cu frică și cu tremur acest cuvânt și aș ne să trăim în lumina și la înălțimea Lui. Îți mulțumim pentru lucrul acesta, Doamne, în măsura în care putem să înțelegem asta și să mulțumim, dar primește simțămintele, să expresia nu cuvintelor noastre, ci a sufletului nostru. Binecuvântă pe cercul nostru de prieteni care caută și înțelege prietenia ta și fă Doamne ca prin orice experiență a vieții trecem să vedem în ea o nouă nuanță a prietenii noastre cu Dumnezeu. Te binecuvântăm în numele prietenului tău, Hristos Isus. Amin.